neașteptat. Pe un astfel de teren, echipa care dă primul gol nu trebuie să piardă, dar asta este. Trebuie să conservi meciul pe un astfel de teren. Din păcate, n-am prea înțeles la doua repriză ce s-a întâmplat. Poate și un pic de ghinion, pentru că au avut Petrolul două faze în care puteau să marcheze și mingea parcă n-a vrut să intre în poartă. Dar ca o concluzie generală, pentru un astfel de teren, un meci neașteptat de frumos, după părerea mea, pentru că nu se poate scoate mai mult. Două echipe care au putut să facă efort, în primul rând, au putut, și care au avut câțiva jucători care au luminat jocul. Și într-o parte și în alta. Nu mă întrebați de nume, că n-am voie să remarc. Dar în orice caz așa a fost. Dar e totuși normal pe stadioanele astea noi să avem astfel de gazoane. Am văzut și la Arad astăzi și ieri la Cluj. Probabil că instalația de încălzire n-a funcționat, mă gândesc. Pentru că nimeni nu s-a așteptat să vină această zăpadă. N-ai cum să... Eu înțeleg și rațiunile, normal, materiale ale acestor lucruri, pentru că o astfel de instalație de încălzire costă nu știu câte zeci de mii de euro pe lună, numai ca soții. Dacă nu ninge, de cioții. Da, mă rog. Pot să spun că am avut două, trei șanse pe final în care, într-adevăr, am avut noroc, dar cred că, per total, am meritat victoria, pentru că am luptat, am reușit să marcăm două goluri nu din faze fixe, adică din acțiune, ceea ce pe acest teren consider că este foarte greu acest lucru. Băieții au intrat super motivați de la pauză. Am schimbat și sistemul, pentru că era normal să schimbăm și, până la urmă, a fost ok. În ce spuneți că a constat norocul? Sau în ce a constat? Nu, a avut o fază, două, pe final, spuneți. Nu, faptul că s-a oprit mingea aproape de linia porții sau că ați marcat dumneavoastră? Nu, este... face parte din joc. În alte meciuri poate am avut ghinion, acum poate am avut și un pic de noroc, dar, repet, cred că victoria nu este meritată, din punctul meu de vedere, pentru că ne-am dorit foarte mult acest lucru. Și după pauză ați văzut altă atitudine, pe un teren, v-am spus, impracticabil. Da, 3-2 în tur, acum 1-2, deci 4-4. Cred că o să ne mai întâlnim și în play-out. Dumneavoastră sunteți... terenuri mai bune, poate. Da, să dea Dumnezeu, pentru că nimeni nu-i convine să joace pe asemenea teren, nici Petrolului Ploiești, nici nouă, pentru că jucăm meciurile de acasă tot aici. Vă dați seama, ne dorim cu toții să avem terenuri bune, și la Cluj, poate și la Arad, sunt terenuri impracticabile, teoretic, dar nu avem ce face, trebuie să trecem și pe aceste lucruri și să jucăm etapele așa cum decurg ele. Deci aveți acum cu UTA? Da, avem cu UTA acasă. Acasă înseamnă la Ploiești? Da, din fericire am avut trei meciuri. Terenul, credeți că se va mai... Depinde de vreme. Dacă vremea va fi bună, eu cred că terenul va arăta altfel cum a arătat astăzi. Deși gazdele cred că au făcut eforturi extraordinare pentru a putea să dea zăpada după teren, pentru a avea condiții cât de cât normale. Deși să recunoaștem, asta este. Cred că am fi meritat măcar un egal la cum a fost jocul, dar din păcate n-am reușit să luăm niciun punct în seara asta. Un meci de luptă, de angajament. Am arătat bine până la momentul primirii primului gol, pe care am cedat un pic. Asta e. Am avut câteva situații bune și am fi putut face 2-0 la un moment dat. Probabil ne-ar fi 2-0 ne-ar fi apropiat mai mult de un rezultat pozitiv. Multe nu-s de reproșat. Dacă o să luăm jocul, să analizăm, cu siguranță vom găsi și greșeli, dar ținând cont de starea gazonului și în ce condiții s-a desfășurat meciul ăsta, mai greu să le reproșez ceva.